Bun, bună dimineața! Vă așezați și vă pregătiți pentru o oră de Clasic e Fantastic. Program diversificat, vă invităm pentru prima oară de 8 stagiuni la geografii muzicale. Ne-am gândit că ar fi foarte interesant ca, odată pe stagiune, să vă prezentăm muzica altor popoare. Pentru că nu aveți prea des ocazia să vedeți cântece, dansuri, să ascultați poezii în limbi străine. Puțin, dar e o poartă care se deschide către cultura țării respective. Și prima noastră invitată este Turcia. Trebuie să vă vorbesc despre Lumina, instituții de învățământ, care este un complex educațional format din, atenție, două licee, Liceele Teoretice Internaționale de Informatică București și Constanța, o școală internațională la București, cu învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal, și 6 școli internaționale Spectrum în orașele București, Constanța, Iași, Timișoara, Cluj și Ploiești, la care se adaugă o universitate, Universitatea Europei de Sud-Est, Lumina. Acest complex educațional are deasupra sa umbrela Turciei. La acest concert participă profesori de la Școala Internațională Spectrum din Ploiești, echipa de dans a elevilor Liceului Orizont din Moldova și, desigur, elevi ai Liceului Internațional de Informatică București, o mare mobilizare de forțe pentru care suntem recunoscători. Intrați și așezați-vă. Nu mai căutați locurile unde găsiți liber, așezați-vă. Turcia este o țară întinsă pe două continente. 97% din suprafața țării se află în Asia de Sud-Est, peninsula Anatolia, și 3% în Europa, peninsula Balcanică. Legătura dintre cele două părți ale țării se face prin strâmtoarea? Mai tare! Bosfor! Bravo! Deși cel mai cunoscut oraș turcesc este Istanbul, capitala țării este la? Ankara! Bravo! Bodrum, Izmir, Efes, Bursa, Edirne, celebrul Anatolia, Marmaris și Cusada Sâpa, Mucale, orașul de Bumbac, sunt alte orașe care merită să fie vizitate și cunoscute. Înainte de a merge mai departe, vă spun, nu filmați, pentru că avem o filmare profesionistă și la una-două ore după ce terminăm. Acest concert va fi disponibil pe YouTube și îl veți putea urmări, așa că acum bucurați-vă să trăiți pe viu muzica și dansurile turcești. Nu filmați, nu vă distrageți atenția, veți avea oricum o înregistrare mai bună disponibilă. Turcia este o țară întinsă și diversă, cu un folclor foarte, foarte bine păstrat. Primii mici artiști care intră în scenă astăzi sunt membrii echipei de dansuri de la Liceul Orizont din Moldova, care ne vor încânta cu dansuri din zona Mării Negre. Și pentru performanța lor, trebuie să spun că este o echipă cunoscută în lumea întreagă, inclusiv în America au fost aplaudați și au avut mare succes, această echipă este instruită de profesor Nina Madan. Deci dansuri din zona Mării Negre.
Mulțumim! Vreau să ridice mâna cine a auzit de Nasrattin Hoxha. Nasrattin Hoxha. Există un personaj românesc cu care noi îl putem echivala? Un personaj popular, hâtru, vesel, pus pe șotii, pe glume? Mai tare? Păcală! Nasrattin Hoxha, turcul, este păcală al nostru cel românesc. Se pare că Nasrattin Hoxha s-a născut în jurul anului 1200 și a fost un învățat și filozof care a trăit mereu alături de popor și l-a ajutat, i-a ajutat pe cei mai săraci, pe cei mai năpăstuiți, fie să aibă dreptate atunci când s-a putut, fie să treacă mai ușor peste nedreptățile vieții. Există un festival Nasrattin Hoxha care se desfășoară în fiecare an în Akşehir, între 5 și 10 iulie. Acolo se adună turcii ca să râdă și ca să își reamintească vechea învățătură, care nu moare niciodată. Năzdrăvăniile lui Nasrattin Hoxha. Are cineva cartea asta în bibliotecă? Ridicați mâna. Cam puțini. Încercați să o găsiți, s-a tipărit în limba română și sigur vă veți amuza. Câteva dintre năzdrăvăniile lui Nasrattin Hoxha. În copilărie, spune Nasrattin, un vecin m-a întrebat: măi Nasrattine, care din voi este mai mare, tu sau fratele tău? Și Nasrattin a răspuns: anul trecut, mama zicea că fratele meu este cu un an mai mare decât mine. De aceea cred că anul ăsta noi avem aceeași vârstă. Și încă una. Într-o zi, veniră la Nasrattin Hoxha mai mulți tineri care voiau să-și bată joc de el. Și ei i-au cerut lui Nasrattin să se urce în vârful unui copac și, desigur, pentru asta trebuia să-și dea jos papucii și tinerii plănuiau să-i fure papucii și să-și râdă astfel de el. Hoxha s-a învoit să se urce în copac, dar și-a luat papucii la subțioară. La ce bun îți trebuie papucii cu tine, au întrebat tinerii, ori să te împiedice la cățărat? Dragii mei, răspunse Hoxha, m-am gândit că din vârful copacului s-ar putea să găsesc un drum mai ușor să ajung acasă. A venit după dans rândul muzicii și am încercat să aducem astăzi pe scenă câteva instrumente tradiționale turcești și, desigur, și câteva voci. Primul pe care îl invit în scenă este profesorul de limbă turcă Ahmet Karaaslan, care va mânui instrumentul numit balama. Haideți! Balama. Un instrument vechi, cu un gât lung, cu o cutie rezonatoare mare. Am înțeles că instrumentul tradițional e făcut din lemn de dud. Da? Acesta este un instrument model care are amplificare electronică, așa, dar sunetul și atmosfera și aura de mister și de poveste au rămas încă. Thank you.
Çıktım dün yanına, mert yüzüne, gözümden gönlümden düşen düşene. Gözümden gönlümden düşen düşene, bıksız başıma göz da verme. Pașalan, bine ai venit! Bine v-am găsit! Despre ce ne-ai cântat? Această piesă reprezintă suferința, transmite emoții puternice, totodată primul vers, Ben Yoruldum Hayat Gelme Üstüme, înseamnă, eu am obosit viață, te rog, nu mă mai încerca. Disçöktüm dünyanın namert yüzüne, înseamnă, sunt obligat să îngenunchez în fața lumii josnice. Da, o melodie tristă și încărcată de semnificații. De când cânti, Alexa? Cânt de la vârsta de 3 ani, doar că am descoperit muzica turcească de la vârsta de 12 ani, deci de vreo 3-4 ani. Și la liceu ce studiezi? Informatică? Nu, sunt pe clasă de filologie, unde fac și limbi străine. Am intrat în scenă și mi-am dat seama că nu știu cum se spune bună dimineața în turcă. Günaydın. Günaydın! Așa, și după o melodie tristă, încărcată de semnificații, ceva ce o să vă pună sângele în mișcare, da? Patlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük ki babamızdan eli güne rezi oldu. Yeni adet gelmiş eski kebap dostlar mahvoldu. Seni gibi fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsam. Seni gibi fındık duran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsam. Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden
çatla duyuyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız tatla duyuyor. Biz böyle mi gördük ki babamızdan her güne rezil oldu. Yeni adet gelmiş eski köye bahtoslar mahvoldu. Seni gidi fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskür belam yakalarsam. Seni gidi fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskür belam yakalarsam. Ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, el aman. Ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, el aman. Seni gibi fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. Seni gibi fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. Seni gibi fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. Seni gibi fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. Alexa Pașalan, mulțumim, mulțumim. Să vorbim puțin despre ceai, care este băutura națională a turcilor. Nu poți să refuzi invitația la un ceai și niciun caz nu se va rămâne la un pahar, pentru că turcii beau ceai dimineața, seara, la prânz, înainte de masă, după masă și totdeauna pentru un ceai trebuie să fie cel puțin doi. Este un ritual care se face cu prietenii sau cu oaspeții. Și a refuza un ceai, nu cumva să îndrăzniți vreodată să refuzați un ceai. Dar dacă într-o discuție mai lungă, într-o întâlnire mai lungă, la un moment dat simțiți că nu mai puteți bea ceai, protocolul spune că nu trebuie să spuneți nimic, ci doar în clipa în care ați băut ultima picătură de ceai, puneți paharul pe masă și repede l-acoperiți cu lingurița. Și asta înseamnă mulțumesc, nu mai pot, a fost minunat, dar ajunge. Da? Ceaiul se servește fierbinte, cu două bucățele de zahăr care se amestecă așa să se audă frumos și să aibă un clinchet superb. Paharele care sunt micuțe și sunt în formă de lalea. Și laleaua este un simbol al Turciei. Iar aceste pahare, ca nu cumva să te arzi pentru că se bea fierbinte, cer a fi luate de buză. Uite câte lucruri vă învăț despre cum să beți ceaiul ca niște cunoscători. Puteți merge în Turcia. Și dacă mergeți acolo, trebuie neapărat să le gustați și dulciurile, care sunt minunate, fantastice, îngrașă, dar dacă toți sunteți acolo, trebuie să le gustați. Nu-i așa, Ailin? Așa îți place este, ceaiul? Da. Îți plac dulciurile? Ailin Cadâr, de la Teatrul Național București? Gnaiden. Mai spune o dată. Gnaiden. Asta înseamnă? Bună dimineața. Ceea ce n-am știut eu. Și Güller, bună ziua! Bună ziua! E deja aproape... Aproape ziua! Bună ziua, da. Am auzit de dulciuri și am venit. Te cred! Ce dulciuri îți plac? Eu, când mă duc acasă la Constanța, de unde sunt, o rog pe mama să-mi facă sütlaci. Sütlaci este orezul cu lapte. Dar nu orice fel de orez cu lapte. Îmi lasă cu... Avem... se face tot cu orez, cu lapte, dar se pune și făină de orez și are o textură foarte, foarte plăcută. Se pune deasupra scorțișoară și cacao și este ceva... Și coajă de lămâie? Se pune dacă vrem. Dar nu-i neapărat. Baclava, am mâncat ieri, alaltă ieri, o baclava divină în Istanbul. Te urăsc. Foarte bună am mâncat, da.
Tu știi să faci ceva dulce și bun pentru cei doi copii ai tăi? Dacă am o rețetă lângă mine, mă descurc, da. Ok. Da. Atunci nu mai stau lângă tine, te las să te descurci cu publicul nostru. Mulțumesc. Ailin este turcoaică din da. Constanța, din Dobrogea. În Dobrogea, nu știu dacă știți, sunt foarte mulți turci, foarte mulți turci. Este o comunitate foarte mare. Eu sunt, am crescut la Bașpânar. Bașpânar este un sat din Dobrogea, care înseamnă Fântâna Mare. Voiam să vă povestesc așa despre copilăria mea la țară, la bunica mea. Satul ăsta, Bașpânar, este mic, este undeva la granița cu Bulgaria și în acest sat trăiesc numai turci. Sunt foarte, foarte multe familii, numai de turci. Se vorbește în principal limba turcă. Cum se spune bunică în turcește? Nine. Nine. Sau baba Anne, dacă este bunica tatălui, din partea tatălui, sau baba Anne, dacă este din partea mamei. Eu bunicii mele îi zic Nini, pe scurt. Acolo, în centrul satului este moscheea și de câteva ori pe zi, de 5 ori pe zi, este chemarea la rugăciune. Și atunci toată lumea lasă orice treabă și se roagă. Acum, în perioada asta, este Ramazanul, este perioada postului, în care toți musulmanii, turcii, în general, sunt musulmani, se trezesc la răsăritul soarelui și iau masa, prima și singura masă a zilei. Și apoi, peste toată ziua, nu mănâncă și nu beau nimica, iar atunci când apune soarele, sparg postul și mănâncă. Și asta timp de o lună, până când vine Bayramul. Și de Bayram, toți copiii se adună la moschee, unde bărbații termină rugăciunea de dimineață și apoi se dă liber la colindat. Și toți copiii în sat, la bunica mea, de exemplu, ne adunam toți de peste tot și mergeam la colindat în fiecare casă, toată lumea pregătește ceva dulce pentru copii și primim și ne bucurăm și mâncăm apoi toți. Ai spus cuvântul Bayram. La noi, în limba română, Bayram înseamnă petrecere. Vine din limba turcă, apropo. Ia spune-ne puțin despre cuvintele care apropo, vin din limba turcă, sunt multe. Am citit de curând că s-a făcut un studiu, un savant român a făcut un studiu și a arătat că în limba română au intrat peste 2670 de cuvinte, iar acum, în ziua de astăzi, folosim peste 1000. Și vreau să vă întreb, știți cumva cuvinte în turcă pe care le folosim zilnic, care au intrat în limba română, știe cineva vreun cuvânt? Ia zi! Bakshish, exact, bakshish. Ia, cine mai știe? Cum? Hatâr, da, așa este, hatâr. Ciorbă, exact. Cum? Dulap, da. Știu și eu unul, da? Dușman. Dușman. Nu, prietenie, armonie, iubire. Mai știu și eu, musafir. Musaka. Musaka, boia, chel. Sunt foarte, foarte multe cuvinte. Mai știe cineva? Sarma, bineînțeles. Perdea. Perdea. Da, sunt foarte, foarte multe cuvinte. Și acum eu voiam, că tot sunt actriță, să vă zic o poezie. Am să vă zic o poezie în turcă. O mavi gözlü bir devdi, minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde hanım eli açan minnacık bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını bahçesinde hanım eli açan evin. O mavi gözlü bir devdi, minnacık bir kadın sevdi. Mini minnacıktı kadın, rahata açıktı kadın, yoruldu devin büyük yolunda. Ve bir gün elveda deyip mavi gözlü deve girdi zengin bir cüccenin kolunda bahçesinde hanım eli açan eve. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev, dev gibi sevgilere mezar bile olamaz bahçesinde hanım eli açan. Poezia asta se numește Mavi gözlü dev. Este tradusă în românește
Uriașul cu ochii albaștri este scrisă de Nazim Hikmet. Am să vă spun și în românește. A fost odată ca niciodată, pentru că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti un uriaș cu ochi albaștri îndrăgostit de o femeie mărunțică care iubea o casă foarte mică, cu o grădină sub fereastră și în grădină mult caprifoi cu florile în lumină. Dar uriașul o iubea cu dragostea de uriaș și mâinile-i făcute să înalțe un întreg oraș se împiedicau și nu erau în stare să apuce lucruri mărunțele, adică să dureze o casă foarte mică cu o grădină sub fereastră și în grădină mult caprifoi cu florile în lumină. Și într-o zi, ea, ochilor albaștri, le-a spus: rămâneți cu bine. Și a venit un altul cu stare și avere și a dus-o pe femeia mărunțică la visul ei, adică i-a construit o casă foarte mică cu o grădină sub fereastră și în grădină mult caprifoi cu florile în lumină. Dar uriașul a înțeles că dragostea e de uriaș nu poate să încapă într-o căsuță foarte mică, cu o grădină sub fereastră și în grădină. Asta este poezia. Aileen este actriță, dar Aileen este și cântăreață. Aileen este, da. Îmi aminteam că m-am dus cu gândul la pași până la satul în care am copilărit de bunica mea, Nini, care îmi cânta la culcare un cântec de leagăn și mă gândeam că suntem mulți copii aici și eu la rândul meu am doi și în fiecare seară la culcare cântăm un cântec de leagăn. Și mă gândeam să vă cânt un cântec de leagăn în turcește, dar o să am nevoie de ajutorul vostru ca să cântăm împreună. O să facem așa. O să faceți cu mine. E e e e. Haide. E e e e. Dandini dandini dastana. Dana largir mish bostana. Bul bostancı danayı yemesin lanayı. Dandini dandini danalı bebek, mini mini elleri kınalı bebek. Annesi babası çok sever, uyusun da büyüsün nazlı bebek. Dandini dandini danadan, yavru doğmuş anadan. Kaçınmamış yaradan, Mevlam korusun nazardan. Uyusun da büyüsün nenni, tıpış tıpış yürüsün nenni, okula da gitsin nenni, annesini sevsin nenni. Mulțumim, Aileen Kadir, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Așa cum mulțumim sponsorilor, EU, CBRI, Schönherr, Remedia, Fundația Hartmann-Linanu, aplauze pentru ei, fără ei proiectul nostru nu ar putea exista. Și așteptăm în continuare sponsori ca să putem să continuăm și cea de-a noua stagiune, cea de-a optea o vom încheia luna viitoare. Am nevoie pe scenă de tine, de dumneavoastră, de dumneavoastră, nu? Bun, de tine și am nevoie de un tătic. Hai, dumneavoastră, haideți.
Vedeți? Da. Da. Așa. Ce vreau de la voi în acest moment? Tot să faceți același lucru. Îți pui mâinile așa, amândouă, nu, pe lateral, pe rând. Și încep să te învârți. Învârte-te, hai, învârte-te, 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 hai, hai, învârte-te, 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 hai, hai, mai repede, învârte-te, învârte-te, să vedem care renunță primul, hai, învârte-te, 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 mai repede, mai repede, mai repede. Aha, tu te-ai împiedicat deja, stop, 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 stop. Așa, voi mai mergeți, mai mergeți, care mai poate? El a renunțat? Hai, îl ajut să coboare, că se clatină. Hai, mai repede, mai repede, mai repede, cine renunță? Indiferent, hai, 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 hai. Aha, 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 tu ai dat, gata, gata, gata. Hai, te țin-o de mână să... Acolo e. Așa. Voi trișați pentru că este prea încet. Prea încet. Mulțumesc. 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 E foarte greu să te învârți. Încep să... Așa. De ce am făcut experimentul acesta? Pentru că unul dintre dansurile... Dintre valorile, mai mult decât dans, dintre valorile culturale ale Turciei, este dansul dervișilor. Dansul dervișilor. Se pare că în orașul Konya, în urmă cu 800 de ani, povestea e complicată, să spunem doar că s-a născut o sectă unde, ca să facă o relație între ei și divinitate, pentru că asta căutăm cu toții, să avem un acces la Dumnezeu. Practicanții se învârteau în jurul propriei axe. Ei s-au numit derviș. Această sectă nu mai există, numele de derviș a rămas și din aceste dansuri rituale a rămas dansul care face deliciu turiștilor din Turcia, pentru că nu-ți vine să crezi că dervișii, într-adevăr, se pot învârti cu grație, superbi, parcă la nesfârșit. În clipa în care un derviș intră pe scenă, o să vedeți că poartă pe cap un fes. Și fesul, mi s-a spus, că simbolizează piatra de pe mormânt. Poartă pe umeri o pelerină neagră, ceea ce simbolizează lumea, pământul. Și o dau jos și rămân într-un fel de tunică foarte largă care reprezintă spiritualitatea. Este albă, imaculată. După ce își dă jos pelerina, dervișul își încrucișează brațele și se pare că asta te duce cu gândul la cifra 1. Un băț. Cifra 1 care reprezintă unicitatea lui Allah, unicitatea lui Dumnezeu, în fața căruia dervișul se închină. Apoi începe să se rotească și se presupune că în timp ce spune rugăciunea și se rotește, reușește să comunice cu divinitatea. Și ridică mâna dreaptă, cu palma în sus, și lasă jos mâna stângă, cu palma în jos. Cerul și pământul. M-am bucurat mult când am aflat că putem avea în această dimineață cu noi un dansator derviș, care va fi acompaniat la un instrument tradițional care se numește ney, iar cel care va cânta la ney este profesorul de limbă turcă și directorul adjunct al școlii Spectrum din Ploiești, domnul Samir Hatipoglu. Domnul Samir Hatipoglu și domnul Samir Hatipoglu a adus cu el un cântăreț și un interpret la Def. Def. Așa.
Ca dervișul să poată să-și facă dansul, eu trebuie să, eu trebuie să iau această cutie cu talc și să presar pe pământ, ca dervișul pe pământ, pe scenă, ca dervișul, oare de ajuns, ca dervișul să nu alunece. O să vă rog să păstrați liniște, pentru că odată nu i-am amplificat pe cei doi interpreți, pe domnul Samir Hatipoglu, care cântă la Nei, și pe Mustafa Enes, care cântă la Am uitat. De. Așa. Și ca să poată să-și facă dansul ritual, Nurettin Erol trebuie să se concentreze. Deci o să vă rog. Nu vreau să aud. O să vă rog să păstrați liniștea cuvenită unui dans care cere o concentrare imensă și care înseamnă foarte mult pentru cultura turcă. Nurettin?
Mulțumim! A fost minunat! A fost minunat! Să mai aflăm câte ceva despre cei care ne-au ajutat să facem concertul spectacol din această dimineață. Liceul Teoretic Internațional de Informatică București a fost înființat în anul 1995 de către Lumina Instituții de Învățământ și este o instituție de învățământ privată, acreditată de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și care urmează curicumul național de învățământ. Medaliile câștigate an de an de către elevi, paleta de activități extracurriculare, abordarea diferită a procesului educațional, toate acestea au făcut ca într-un interval scurt de timp să devină cea mai mare școală din domeniul privat din România, ajungând la cel mai mare număr de elevi și la cele mai bune rezultate naționale și internaționale. Liceul Orizont din Moldova face parte din complexul educațional Lumina, instituții de învățământ, și a atins apogeul în dezvoltarea învățământului primar, gimnaziar și liceal. Este în Chișinău. Medaliile obținute la olimpiade, concursuri naționale și internaționale sunt dovada clară a succesului. Obiectivul de bază al instituției private de învățământ, Liceul Teoretic Orizont, este de a asigura un înalt nivel de instruire conform standardelor europene, iar dansatorii din echipa de dansuri, pe lângă învățatul greu, zilnic, susținut de la școală, mai au și bucuria să danseze și să danseze astăzi pentru dumneavoastră. Dansuri din zona Zeibec.
În timp ce ei se duc să se pregătească pentru ultimul dans, întrebarea pe care o așteptați. Cine are astăzi ziua de naștere? Să vină pe scenă. Sunt cadouri pregătite pentru sărbătoriți din partea colaboratorilor noștri. Cine are astăzi ziua de naștere? Stai frumos acolo. Așa. Mai întreb o dată, cine are astăzi ziua de naștere? Cine a avut ieri ziua de naștere? Ieri. Ieri. Cine are mâine ziua de naștere? Vine un băiețel? Vine. Doi. Și mămici, și tătici, și bunici, și... Așa. Și, auleu, și sunteți multe Elene? Și Constantini? Sunteți Elene și Constantin? Haideți și Elenele și Constantinii. Sper să nu fiți mai mult de 25, că 25 de cadouri. Bravo! Bine, bine, perfect. Așa. Ca să împartă cadourile, îl invit în scenă pe directorul general adjunct de la Lumina Institutului de Învățământ, domnul Sedat Gen. Domnul Sedat Gen, vă rog să veniți pe scenă. Așa. Mă ajuți? Să țineți la ca domnul director să le dea. Nu sunt 25. Da? Bună ziua! Bine ați venit! Mulțumesc! Și începeți să dați după mine! Așa. Cum te cheamă și câți ani ai? Am 9 ani și mă cheamă Monica. Am 10 ani și mă cheamă Alexandru. Am 8 ani și mă cheamă Tudor. Elena, 44 de ani. Câți ani ai? 10. Bravo! 9 ani, Cezar. Ioan și am 8 ani și jumătate. Păi și atunci cum e ziua ta astăzi? Domnule, s-a descurcat! Mă cheamă Sebi și am 6 ani. Mă cheamă Iana și am 7 ani. Mă cheamă Olivia și am 13 ani. Gata. Mă cheamă Alex și am 8 ani. Iris și am 12 ani. Teodora și eu sunt Elena, eu. Sofia. Mama mea o cheamă Elena. Prin intermediar, bun. Mine mă cheamă Victor Constantin. Oana, 11 ani. Elena, 11 ani. Clara, 6 ani. Ileana, 14 ani. Elena. Elena și 12 ani. Catrinel. Catrinel. Și câți ani? 39 luni. N-am înțeles. 39 luni. Și 9. Nu prea merge. Nu prea merge, vă rog. Fel cheam Costan. Așa mai merge. Ana și 10 ani. Ines, 7 ani. Elena, 40. Costin, 12 ani. Ne ajung cadourile? Nu. Ne ajung cadourile? Da. Dacă nu ne ajung cadourile, luăm de la mămici și dăm la copii. Așa. Cine cedează un cadou? Așa. Mulțumesc, și atunci ne ajung. Tu ai primit? Ai primit, da? Și au ajuns la copii, da? Mulțumesc! Acum le cântăm la mulți ani pe turcește și voi coborâți! Mulțuiu-lar, 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 mulțuiu-
aplauze pentru sărbătoriții noștri. Este penultimul concert spectacol al stagiunii 2017-2018. Ultimul din stagiune, pentru că în octombrie ne revedem iarăși, va fi Clasic e fantastic, copilăria marilor muzicieni. Prietenii proiectului știu deja că la fiecare 1 iunie, dar cu ziua învățătorului, cu ziua copilului, cu libere, am amânat totdeauna cu o săptămână, deci acum va fi pe 10 iunie. Iau o copilărie de la Teatru Odeon și cu cei cu copii până la 3 ani îi trimit la teatru, nu, pardon, până între 3 și 7 ani îi trimit la Teatru Odeon să vadă copilăriile marilor muzicieni și vor cunoaște 10 muzicieni. Vivaldi, Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Rossini, Wagner, Enescu, Bartok și avem și Johann Strauss și povestea Dunării Albastre. Mergeți acolo și bucurați-vă de spectacolele interactive. Dar pe 10 mai, la ora 11, Ateneul se deschide și pentru copii mai mici de 7 ani, în mod oficial, că dumneavoastră sunteți în mod neoficial cu băiețelul și o fetiță, care stă totuși cu minte. Și vă invităm să urmăriți Rossini și povestea lui Wilhelm Tell. Știți care e povestea lui Wilhelm Tell? Nu. Nu știți povestea cu mărul? Nu. Știe cineva povestea cu mărul? Știe cineva povestea cu mărul? Ce? Deci nu știi povestea. Știi să o spui la microfon povestea cu mărul? Vii să-mi o spui la microfon povestea cu mărul? Wilhelm Tell a fost un luptător austriac pentru libertatea țării lui, care era cucerită de... A fost un luptător elvețian. Așa și-a luptat împotriva austriecilor, cei care îi le-au cucerit țara. Și austriecii au impus ca toți elvețienii învinși, când trec prin fața unui băț care are o pălărie, pălăria regelui Austriei, simboliza regele Austriei, să se plece în fața pălăriei. Și bineînțeles că Wilhelm Tell, care era un erou și un patriot, a refuzat. Și pentru că avea o faimă de arcaș grozav, i s-a cerut să tragă cu arcul într-un măr așezat pe capul băiețelului lui de la vreo 10-15 pași. 1, 2, 3. Deci vă dați seama cum e ca un tată să tragă cu arcul pe un măr minuscul așezat pe capul fiului lui. Da, povestea spune că Wilhelm Tell a tras, a nimerit mărul, băiatul n-a pățit nimic și austriecii au fost chilăriți și elvețienii și-au luat țara înapoi. Toată povestea asta vă va fi spusă de Sică și Rică, de cei doi șoricei și de pisicuța Lola și vă așteptam atunci pe 10 iunie, duminică, la ora 11, să vedeți aici povestea lui Rossini și povestea lui Wilhelm Tell, spectacol realizat în colaborare cu Teatrul Odeon. Biletele se pun în vânzare miercuri, 30 mai, la ora 12, și aștept rezervările pentru grupuri școlare până marți, 29 mai, la ora 14. Oare dansatorii sunt gata? Da, dansatorii sunt gata! Încheiem astăzi geografia noastră muzicală Turcia. Vă amintesc că situată pe două continente, Europa și Asia, Turcia este, prin amestecul de culturi, o invitație pentru călătorie în timp și spațiu, o călătorie pe care noi o încheiem astăzi, cu echipa de dansuri de la Liceul Orizont din Moldova, pregătită de doamna Nina Madan. Şemam bu kamelle, dostmam bu kamelle.
bucă, și mame, și mame, și mame bucă, toți mame, toți mame, toți mame bucă, și mame, și mame, și mame bucă, toți mame, toți mame, toți mame bucă. Pistane, yari biçim pistane, yari pistan yakışı, ahmet ise üstüne. Kocuma yardan, kolunda mercan, ben sana hayran, uyanma yanman. Kocuma yardan, kolunda mercan, ben sana hayran, uyanma yanman. Mulțumim! Haideți! Alexandra Păsălan, pardon, Alexa Păsălan, haideți, aplaudați Ahmet Karaaslan la Baglama, Samir Hatipoglu la Nei, Nureddin Erol, Mustafa, Ailin a plecat, profesorul Nina Badan, care nu vrea să vină, dar e aici, aplaudați! Haideți! Au contribuit la acest program Școala Internațională Spectrum din Ploiești, echipa de dans a elevilor Liceului Orizont din Moldova și, desigur, elevii ai Liceului Internațional de Informatică București, din cadrul Complexului Educațional Lumina, instituții de învățământ. Mulțumim! Aplauze! Mulțumim! Mulțumim! Bravo!